F-11 lansează nucleara. Hotărârile XAT sublinierei protocoalele secrete sunt bombe puse la temelia statului de drept. Presubliniere dintele Uniunii Naționale a Judectorilor din România, UNJR, Dana Gârbovan, susține ce hotărârile XAT sublinierei protocoalele secrete au afectat administrarea justiciei sublinierei sunt bombe puse la temelia statului de drept. Hotărârile XAT sublinierei protocoalele secrete, care au afectat administrarea justiciei, sunt bombe puse la temelia statului de drept. Există un principiu simplu sublinierei clar ce se te la temelia statului de drept, rule of law, domnia legii, sublinierei a democrației, justicia se înfăptuie subliniere te în numele legii. Nu în numele hotărârilor secrete ale XAT, nu în numele protocoalelor secrete, ci a legii, declară Dana Gârbovan, într-un mesaj postat joi pe Facebook. Ea spune ce legile se fac de către Parlament, ca organ reprezentativ suprem al poporului român, iar presubliniere dintele este cel care le promulgă, iar acestea intră în vigoare după ce sunt publicate în Monitorul Oficial. Acesta este principiul fundamental al domniei legii care funcționează peste tot în lumea democratică. Nu poți respecta o lege care e nepublic, cu atât mai mult nu poți fi tras la răspundere în baza unei legi care e nepublic. Dacă accept încălcarea acestei reguli fundamentale, accept mece, în numele diverselor deziderate, slogane sau ideologii care apar nobile pe moment, putem face deviații, ocoliri sau putem pune în paranteză democrația sublinierei statul de drept. Efectul este subminarea democrației, compromiterea bunei funcționări a statului sublinierei a încrederii dintre cetățean sublinierei stat. De aceea am susținut sublinierei susțin ce toate aceste acte secrete care, pe de o parte, au adugat la lege, iar, pe de altă parte, au inclus prevederi contrare legii, nu au fost altceva decât bombe a subliniere zate la temelia statului de drept. Cine susține ce astfel de acte secrete, ce au afectat administrarea sublinierei funcționarea justiciei sau des subliniere urarea procedurilor judiciare, au fost necesare, orice au fost eficiente, orice trebuie văzut contextul în care au fost încheiate, ratează exact esența statului de drept, cu efect direct în compromiterea încrederii în justiție sublinierei democrație, spune Dana Gârbovan. În opinia sa, prima regulă a combaterii unui fenomen infracțional este punerea la punct a legislației. Constați la nivelul de vârf al statului ce ai o problemă infracțională? Nu faci protocoale secrete, nu dai hotărâri secrete, ci îți modifici legislația în sublinierea fel încât toată lumea, procurori, avocați, judectori, persoane, să se poată raporta la ea. I face acest lucru nu doar pentru ceea sublinierea îți spune Constituția sublinierei convențiile internaționale, ce trebuie să asiguri fiecărui om dreptul la un proces echitabil, ci sublinierei pentru a nu compromite dosarele în momentul în care ele ajung în instanță. A sublinierea dar, cine a crezut ce, în numele unei mai bune eficiente a combaterii infracționalicii, poate tăi acolcuri,
ministeri peste PA, sublinierei, anca tocmai aceste reguli fundamentale ale statului de drept, având ca efect tocmai compromiterea luptei împotriva corupției. În baza acestor protocoale secrete au fost anchetați cecenii ai acestei țări care aveau dreptul de a subliniere ticele. Sunt aplicate alte norme de proceduri decât cele din codul de proceduri penale la care, în mod firesc, se raportau, mai afirm Dana Gârbovan. Presubliniere din Teleunj reclam faptul ce oficerii ai SRI s-au comportat ca organe de cercetare penal, în condițiile în care acest lucru le era strict interzis de lege. Iar culmea cinismului semnatarilor acelui protocol, în raport cu ceceanul, este ce toate costurile făcute de oficerii SRI erau incluse ca sublinierei cheltuieli judiciare ce erau imputate celor anchetați în baza unui protocol secret care nu doar ce nu le-a fost niciodată comunicat, dar despre care mult vreme nici nu s-a subliniere-tiut ce exist, adaug Dana Gârbovan. Ea susține ce protocoale secrete dinamitează întreaga fundație a statului, a raportului dintre instituții, sublinierei a raportului statului cu ceceanul. E nevoie de o transparent total în acest proces, de publicarea tuturor hotărârilor XAT care au privit justiția, a protocoalelor ori înțelegerilor, ca să nu avem discuții pe semantic. Mă refer la absolut orice tip de act ce a consfințit cooper, colabor, activit ci comune, relații între instituții judiciare subliniere și alte autorități, iar la sfârșit subliniere IT să facem o evaluare riguroasă a tot ce s-a întâmplat, pentru ce avem dreptul să subliniere tim adevărul. Adevărul. Nu mai putem a subliniere pepta 30 de ani până se aflăme ce s-a întâmplat în acest subliniere tian, a subliniere acum a subliniere tep meduc dosarul revoluției, încheie Dana Gârbovan.